6, 5, 4, 3, 2, 1, avem medalia de bronz la campionatul european! România 16, Danemarca 15, ne-am răzbunat! Complexul Danemarca a căzut la el acasă. Montate de psihologul venit peste noapte din România, handbalistele tricolore au jucat meciul vieții. Revanșa a fost cuvântul care le-a bântuit toată noaptea și s-a văzut astăzi pe teren. Neagu și Gâlcă ne-au ținut în meci în prima repriză, unde apărarea a dus greul. Dar Tolnai a păstrat România în viață, pe teren și în fața televizoarelor. La pauză România a intrat cu două goluri și a ieșit hotărâtă să plece cu medalia la gât din Danemarca. Nici măcar fluierăturile celor 12.000 de danezi care au sperat până în ultima secundă nu le-au speriat. Româncele au păstrat distanța în fața danezelor la două lungimi până în minutul 41. Timp de 6 minute s-au închis porțile și Tolnai a ieșit la rampă. Ratările din atac au fost compensate de paradele dumnezeiești ale Talidei, care a fost pentru 60 de minute dumnezeul echipei. Extrema lăsată acasă de Voina i-a arătat antrenorului că merita să fie în Danemarca. Nechita a destins România la 3 goluri. Neagu a fost înger și demon pe final, a marcat spectaculos de la 9 metri, dar a ratat incredibil de la 7. Nechita a dat aer României pentru 16-13 și forcingul Danemarcei le-a dus la un gol de tricolore. Radu Voina și-a chemat fetele la time-out pentru a le liniști. Cu răbdare, dacă cumva pierdem, atent la pivot, bă! Atent la pivot! A fost minutul în care s-au spălat toate neîmplinirile trecutului. Ratarea bronzului la mondialele din 2007, înfrângerea de anul trecut cu Spania din ultima secundă. Totul s-a răzbunat la Hermin. Restul e poveste. O poveste care a început cu mesajul fetelor, doar pentru cei care ne-au fost aproape. La bine, dar mai ales la greu. Vă iubim!